Bună dimineața, dragilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Aș vrea să încep ziua cu o păcăleală, însă nu o să o fac. E 1 aprilie și vă spun da, Bitcoin rămâne în continuare bullish. Însă, astăzi vreau să vă prezint niște lucruri care ne pun puțin pe gânduri. În primul rând, prețurile din anul 2023 comparative cu cele din 2022. Nu știu câți dintre voi știau că sunt alimente care s-au scumpit cu peste 70%. Nu știu dacă încă sunt printre voi oameni care știu că inflația pe trimestrul 1 în România rămâne undeva spre 15%, dar eu cred că este mult mai mare. Asta înseamnă că banii pe care i-ați câștigat valorează cu 15% mai puțin. Practic, avem inflație, avem taxe și avem scumpiri. Da? Care sunt cauzate tot de inflație, pentru că banii se devalorizează și atunci când tu decizi eu vreau să vând un măr cu un leu anul ăsta, iar inflația este 20%, peste ceva timp, peste o lună, două, trei, trebuie să-l vinzi cu un leu 20. Iar atunci când un om rămâne cu același salariu, da? Și se luptă împotriva inflației și împotriva scumpirii prețurilor, nu prea are nicio șansă. Iar din toate acestea derivă scăderea nivelului de trai, scăderea puterii de cumpărare. Adică, practic, pe măsură ce timpul trece, iar inflația stă lângă noi, noi putem cumpăra tot mai puține lucruri. Dacă ar fi să comparăm valoarea Bitcoin acum la 28.000 de dolari cu valoarea lui în 2021 la 28.000 de dolari, Bitcoinul nostru acum am putea spune că valorează undeva la maxim 18-19.000 putere de cumpărare atunci. Da? Mulți nu-și dau seama și se gândesc, vai ce valoros e Bitcoinul, s-a dus la 30.000 sau s-a dus la 28.000. Da, e adevărat. Însă, dacă vreți, căutați cât costa un apartament atunci, cât costa acum, căutați cât costa mașina care vă place atunci și vedeți cât costa acum, vedeți cât costa benzina, motorina atunci. Și sunt lucruri care diferă. Bun. În primul rând vreau să vă urez o săptămână, o sâmbătă frumoasă. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Și continuăm cu Bitcoin. Vreau să încep cu Bitcoin pe 3 zile. Să vă spun că deocamdată stocastic RSI și RSI-ul sunt super bullish. Da? Nu am cum să fiu bearish când pe un frame atât de mare cum este 3 zile, stocastic RSI și cu RSI-ul sunt bullish. Da? Și avem și acest indicator. Cei care sunteți abonați premium la canalul meu știți ce înseamnă acest indicator. Bun? În continuare, Bitcoin-ul rămâne în acest bull flag, da? Care este și pe 3 zile din punctul meu de vedere în clipa de față. Da? Targetul rămâne același. Dacă rupem acest canal, eu zic că ne ducem liniștiți spre 39-40, da? Dacă rupem această zonă. Conform indicatorului care îl aveți în față, topul ar putea fi undeva pe aici. La 36.000, deja suntem într-o zonă de overbought, adică supracumpărat, da? Deja astea trei canale reprezintă zonele de supracumpărare. Dacă ne ducem pe daily, aici vedem că în trecut acest canal a fost atins, am intrat într-un canal superior, acum ne îndreptăm spre canalul în care am fost în februarie, da? Și topul acestui canal e undeva aici, la 31.000. Bitcoin a ajuns 29.000 anul ăsta. Țin minte că am pus pe Twitter un ceas, doi ochi și suma de 29.000 de dolari pentru un Bitcoin. Era modul în care spuneam că e un target pe care aștept să-l atingă. Bineînțeles, foarte mulți oameni au rămas bearish, foarte multe poziții short au fost lichidate și vor fi lichidate, pentru că sunt bani la discreție. Cineva mă întreba, Daniel, dar de ce este atât de impredictibilă piața cripto? Răspunsul meu e simplu. Dacă ar fi ușor de prevăzut ce se întâmplă, toți ar fi milionari și ar apărea alte probleme, gen lipsa de stocuri la Rolls-Royce, lipsa de stocuri la
Lamborghini și așa mai departe. Haideți să vă arăt așa puțin. Inflația, da? După cum vedeți conform site-ului BNR, pe trimestrul 1, 14,1. Efectiv, nu se știe, încă n-a fost afișată. În 2022, inflația în T4, adică ultima parte a anului, a fost de 16,4. Adică 100 de RON valora cu 16,4, cu 16,40 lei, mai puțin. Da? Și acum ne ducem aici. Prețurile. Evoluția indicelui prețului de consum în ianuarie 2023 față de 2022. Domnilor, degeaba s-a scumpit Bitcoin, priviți, degeaba facem bani. Zahărul, 63,37%, untul, 47%, cartofii, bă tati, cartofii, 34,93%, dacă nici noi nu producem cartofi, ulei comestibil, 34%, lapte, brânză, deci toate s-au scumpit. Energie electrică și gaze și încălzire centrală, noi care avem luni reci și aproape 4 luni, 5 luni pe an, da? Cafea 21, carne 17, articole de igienă 8. Eu cred că prețurile s-au scumpit mai mult. În fine, după cum vedeți, da, Bitcoin a avut o creștere, da? Putem spune, dar și zahărul și alte produse au avut o creștere la fel de interesantă. Acum revenim la Bitcoin, că le alternăm, da? Pe 12 ore, el este nu foarte bullish, dar e aici, la graniță. Pe 4 ore, ne arată că vom avea o oarecare corecție, ne vom duce spre zona asta, probabil 27.800, există o probabilitate, dar e o zonă de suport aici. Sau, dacă RSI-ul rămâne bullish, putem retesta zona asta. Bitcoinul, eu zic că va atinge 30.000 de dolari. Asta este o părere personală, pentru că de prea mult timp este aici și are tot timpul din lume să fie bearish ulterior. Însă, trebuie să luați în calcul că din această zonă unde ne aflăm noi acum, pozițiile long sunt mult mai riscante ca cele short. Dragilor, dacă vreți să fiți membri pe canalul meu, premium pe YouTube, urmează luni super analize, cel puțin 6 monede. Mă găsiți aici. Asta e butonul de join. Dacă vreți să învățați să tranzacționați, am descoperit că în ultimele 2 zile site-ul meu a avut o problemă și butonul de buy de la curs nu a funcționat. Găsiți cursul meu de tranzacționare și îl puteți cumpăra cu cardul și cu multe alte tipuri de plată aici, cu butonul ăsta. Este un curs interesant făcut de mine. Este educație în formă pură, indicatori și strategii explicate în limba română pe înțelesul tuturor. Nu este curs de îmbogățire rapidă. Vă doresc o săptămână liniștită în continuare. Mai sunt astăzi și mâine și să ne auzim cu bine.